Bună dimineața, dragi prezentația presiei și concetățenilor. După cum cunoașteți, ieri Comisia de Selectare a Candidatului pentru Guvernatorul pentru funcția de guvernator a Băncii Naționale a luat o decizie și a selectat un candidat, cred, foarte bun. Este vorba despre domnul Cioclea, Sergiu. Astăzi am avut o discuție cu dumnealui. Sunt impresionat de experiența, studiile și cunoștințele pe care le are dumnealui. Sunt la fel impresionat și de acea dorință de a reveni și de a contribui pentru dezvoltarea Republicii Moldova și a sistemului bancar. Am avut discuții și tehnice, dar și chestiuni de pregătire a proceselor următoare. Decizia mea, așa cum a fost deja probabil cunoscută și ieri, este ca să-l propun Parlamentului pe domnul Cioclea în calitate de candidat la funcția de guvernator a Băncii Naționale. Lucru pe care să-l fac, inițierea procedurii am să o fac chiar astăzi, în așa fel încât să reușim, sper foarte mult, ca săptămâna viitoare deja să intrăm în toate procedurile de examinare, de desemnare și de examinare a candidatului, și aici mă refer și la lucrările Comisiei Juridice, și voi face propunerea Biroului Permanent și Plenului Parlamentului ca în zilele de organizare a ședinței plenare de săptămâna viitoare să examinăm subiectul respectiv. Aș vrea să reiterez aprecierea și să aduc toate cuvintele de mulțumire membrilor Comisiei de Selectare a Candidaților care și-au desfășurat lucrările în zilele anterioare și care au luat, cred eu, decizii foarte bune în a selecta candidatul. Mai mult ca atât, este o premieră ceea ce s-a întâmplat, și anume organizarea unor concursuri de genul ăsta pentru astfel de funcții, și consider că astfel de experiențe bune ar trebui să fie repetate și mai mult ca atât instituționalizate pentru viitor. Multe, bineînțeles, se vor mai spune, la multe întrebări încă se vor da răspunsuri. Îi mulțumesc domnului Cioclea că a acceptat o astfel de provocare și să ne fie nou într-un ceas bun. Bună dimineața! Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a vă prezenta astăzi viziunea mea, parcursul meu și ideile preliminare pentru a rezolva situația complicată în sectorul bancar și în economie. Dar eu rămân convins că soluțiile pe care le vom, dacă voi fi ales desigur de Parlamentul țării, le vom putea pune în aplicare, vor fi cele bune pentru a rezolva problemele. Este o provocare deosebită pentru mine și probabil sunt încă puțin compleșit și de responsabilitate și de provocările care m-ar aștepta în cazul desemnării de Parlament pentru a începe un lucru, să lucrez pentru binele reformei sectorului bancar și binele țării. Am ocazia să lucrez pentru a pregăti desemnarea în Parlament și vă mulțumesc pentru acceptarea dumneavoastră a candidaturii mele. Aș vrut să mulțumesc îndeosebi membrilor comisiei. Am fost marcat de profesionalismul lor, de întrebările complicate, dar și celor candidați, cum am spus, consider că au avut un nivel foarte înalt de pregătire și deci pentru mine este o onoare deosebită de a fi selectat de Comisia de selecție și desemnat sau mai bine zis selectat și de dumneavoastră pentru a fi prezentat în plen. Este o experiență nouă pentru mine comunicarea cu presa, deci am să învăț să o fac mai bine în următoarele, am încă puțin emoție, să o fac mai bine în următoarele săptămâni și sper după desemnare, dacă va avea loc, să am ocazia să răspund la toate întrebările dumneavoastră într-un format mai bine organizat. Vă mulțumesc. Să ne fie într-un ceas bun. O zi bună. Succes!